nostru. Vitală, ceva ce ține, aș spune fără exagerare, de destinul omenirii, dar mai ales ceva ce ne privește individual. Anume, cum să nu te lași mințit. Spunea odată un invitat astronom la Vocea Speranței, ateu, că știința a apărut pentru că n-a mai vrut să fim mințiți. Și are dreptate. Yuval Harari spunea că diferența între știință și filozofie sau religie este că întotdeauna filozoful sau teologul au plecat de la premisa că ei cunosc adevărul. Mă rog, Platon, de exemplu, cunoște adevărul din preexistența sufletului tău, da? Dar există o sursă a adevărului definitiv la care are acces filozoful sau teologul, pe când știința pleacă de la premisa că nu știm. Și ca să fiu mai clar, știința este adevărul științific este probabilistic. Și când spun adevăr științific, nu mă refer doar la ceea ce numim științele, studiem la școală ca științe, mă rog, științele naturale, științe umaniste, cum vreți dumneavoastră, istorice și așa mai departe. Mă refer la faptul că ideea de adevăr științific implică anumite concepții despre adevăr, în care nu accept nici ideea de adevăr definitiv, dar în același timp evit și relativismul, adică crezi că există un adevăr, chiar dacă este greu de ajuns. Cumva ne amintim aici de conflictul între Socrate și sofist, da? Protagoras și celălalt sofist, anume, deci sofistul spune omul e măsura tuturor lucrurilor, adică totul e relativ la individ, asta vrea să însemne. Nu există adevăr, ci doar opinie. Cine argumentează mai bine câștigă. Protagoras are un argument foarte puternic. Altfel, democrația nu funcționează. Dacă nu dăm fiecare opinii drept egal și cine câștigă, câștigă, și cine câștigă, cel care argumentează mai bine, democrația nu funcționează și nu l-aș putea contrazice. Nici Socrate n-a avut un argument împotriva lui. Dar problema este că nu câștigă adevărul, ci cel care argumentează mai bine, mai ales în plica de spectacol în care trăim noi. Deci există, pe de o parte, concepția tradițională, religioasă și, în general, a adevărului care vine din autoritate, ca un adevăr definitiv. Și există, de cealaltă parte, acest relativism al sofismului, care în timpul nostru a ajuns o plagă, în care nu există adevăr, ci doar opinii. Și adevărul despre adevăr, să zic așa, este că adevărul este probabilistic. Asta, adevărul științific e probabilistic, dar știința ne învață că orice adevăr, orice fapt este probabilistică. Și este doar probabilă și este tranzitoriu. Asta nu înseamnă că nu există adevăr și că există doar concepții care vin și pleacă, nu. Dar în ultima instanță creștem și ne lărgim orizontul. Și aș vrea să dau câteva exemple. Primul exemplu, imaginați-vă că suntem pe timpul Galileo. Suntem în 1630, în timpul procesului Galileo. În mod sigur, cei mai mulți dintre noi ar fi acceptat argumentul Bisericii Catolice. Și care a fost argumentul Bisericii Catolice? Nu cum se crede greșit, că a fost doar argumentul teologic. Argumentul principal al Bisericii Catolice, așa cum a fost exprimat de Cardinal Bellarmine, este că Galileo nu a dovedit că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Și până ce Galileo nu va dovedi acest lucru, nu, Biserica nu va renunța, de exemplu, la ideea că ziua cea lungă a lui Iosu a fost literal, pentru că atunci apare aici un topogan, o anumită panta alunecoasă, ce urmează după aceea, la ce mai renunțăm și așa mai departe. Și, în general, este neînțelept să renunți la tradiții și consensuri vechi de milenii pentru ceva ce n-a fost dovedit. Și probabil că într-un fel sau altul populația gânda la fel. Când Galileo va dovedi, vom crede. Până atunci rămânem la ce știm și asta credeau și profesorul de filozofie și studenții lor și omul de rând din Italia. Dar care este problema aici? Cei care credeau, și repet credeau, folosesc verbul a crede, ceea ce spunea Galileo, Galileo accepta prin credință.
Dacă cunoașteți istoria lui Galileu, știți că nu avea argumente definitive, zdrobitoare, în niciun caz. Argumentele erau destul de slabe. Aș spune că mai degrabă Kepler avea argumente mai puternice, că erau matematice. Dar și acestea nu erau considerate de biserică și, în general, de filozofi, de învățați ceva definitiv. Însă, interesant că exista un grup foarte mic în Europa care accepta ce spunea Galileu și avea aceeași credință ca el. Și această grup mic se numea Republica Scrisorilor. Kepler, Galileo, încă alții învățați, mă rog, mai ținut Giovanni Cassini și așa mai departe, deci René Descartes, etc. Oamenii aceștia își trimeteau scrisorii unii altora, când făceau cercetare științifică și trimeteau copie la toți ceilalți învățați, care au un număr destul de mic în Europa, probabil că degetele de la ambele mâini poate număra pe toți, și toți aceștia le citeau, scriau pe ele observațiile lor și le trimiteau la alții. Și așa s-a format o credință pe baza dovezilor, de exemplu, elipsele lui Kepler, care preziceau perfect mișcarea corpurilor cerești, cei patru sateliți al lui Jupiter, fazele lui Venus. S-a format o credință în această comunitate, care aș numi o comunitate științifică a vremii, era o grupă foarte mică, că Galileu are dreptate și că Copernic a avut dreptate și aceștia credeau, nu spuneau e posibil să fie așa, e posibil să fie altfel. Credeau că, într-adevăr, pământul se învârte în jurul soarelui. Vei spune, deci e o problemă de credință în ultimei instanță. Da, dar asta este diferența. Credința lor se baza pe probabilitate, adevărul cel mai probabil. De asemenea, credința lor se baza pe o expertiză foarte competentă. Ei puteau să-și dea seama că e foarte improbabil ca Ptolemeu să aibă dreptate și că e foarte probabil ca Galileu să aibă dreptate, și pentru că în aceeași perioadă se dezvoltă teoria probabilităților și diverse teorii ale jocurilor, și jocurile de salon erau foarte răspândite și pe baza asta apare teoria probabilităților, înțelegeau foarte bine că atunci când pariez pe ceva, trebuie să pariez pe ceea ce are probabilitatea maximă să câștige. Apoi timpul trece și în 1639, la numai 9 ani de la procesul lui Galileo, Giovanni Cassini, un astronom englez, am citat numele, da? Un astronom englez arată că pe baza legilor lui Kepler, în 1639, Venus trebuie să facă tranzit prin fața Soarelui. Și dacă observăm planeta Venus făcând tranzit prin fața Soarelui, însemnează că Kepler are dreptate și Galileo are dreptate, Copernic are dreptate. Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Această predicție a întărit credința lor. Giovanni Cassini, până la 1650, este un inginer și matematician și astronom și trebuie să repare o bisericuță pe undeva. Bisericuța are un ceas solar, dar el le propune propriei diocezei să construiască o cameră obscură și discul soarelui să apară pe pardoseală. Cupola să fie ca o cameră obscură, cu o gaură deasupra și discul soarelui să apară pe o pardoseală. Și ei spune interesant, de aia să facem așa, dar Cassini are altceva în minte, anume, dacă diametrul discului solar proiectat pe pardoseală va deveni mai mic și mai mare în timpul anului, da? va varia. Deci când în elipsa orbitală soarele este la felium, la partea exterioară a elipsei, trebuie să se vadă mai mic pe pardoseală, când este la perifelium, când este lângă soare, trebuie să se vadă mai mare, când pământul este, mai aproape sau mai departe, pe elipsă. Așadar, dacă observă această schimbare a diametrului, înseamnă că Galileu are dreptate și, într-adevăr, observația confirmă teoria lui Kepler, deci are dreptate Galileo. Și probabilitatea că Galileo are dreptate crește până apare Newton și Newton explică că, mă rog, astea sunt legile naturii și nu poate fi altfel. Dar în același timp, biserica susține nu există argumente și filozofii din Padova nu ai argumentul ultim, de la nicio teorie științifică nu vine argumentul ultim. Totuși, există aici câteva criterii. Și care sunt aceste criterii? În primul rând, trebuie să înțelegem că orice adevăr trebuie abordat probabilistic. Dar ce face ca
probabilitatea unui, unei teorii, nu neapărat o teorie științifică, hai să spunem ceva social, da? O presupunere despre ceva geopolitic sau social și așa mai departe, sau pur și simplu dacă soția ta te înșeală. Deci ce anume face ca să fie probabil sau improbabil? Aici vine gândirea științifică care încearcă să fie independentă de orice prejudecată, de orice filozofie, de orice religie, se îndoiește de orice și pleacă de la niște criterii obiective. Importanța acestor criterii este că nu numai expertul, dar și omul de rând le poate înțelege și poate aprecia pe baza lor care este adevărul. În sfârșit, făcând un pas mai departe, așa cum am spus, era o comunitate științifică. Și aspectul acesta este foarte important. Omul de știință există numai într-o comunitate. Nu există în afară unei comunități științifice. Și este foarte important de înțeles că teza lui Galileo cu privire la heliocentrism este credibilă din cauza că Galileo nu e singur. Este și Kepler, mai sunt și alții, și după aceea în secolul VII și Huygens, sunt Cassini, pe care l-am amintit, și am amintit, este Newton, sunt mai mulți. O singură minte nu poate să vadă adevărul. Mai multe minți pot să vadă adevărul, dar care este comunitatea în care să ai încredere? Nu este mai degrabă normal să ai încredere în biserica ta decât în comunitatea științifică? Există aici un criteriu foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. De exemplu, atunci când apare un medic la televizor în România și contrazice tot ce susține comunitatea medicală din România cu privire la COVID-19. Și spunem, doctor, doamna doctor Cutare a spus așa și toată lumea o crede și public spune, știe ce spune fiindcă este doctor. Bun. Eu spun că atunci când ea vorbește, este medic, dar nu mai este doctor. Pentru că doctoratul e profesional, doctoratul e medical. Apare într-un anumit context în care există anumite criterii de acreditare și examinare pe care atunci când ea a contestat toate aceste criterii, practic și a contestat doctoratul ei medical. Așa că este medic și probabil un medic foarte bun, dar nu este un doctor. Și aici intervine, așa cum am spus, un alt criteriu anume. Ceea ce a inventat Republica Scrisorilor a fost ceea ce numează peer review. Da? Cel care judecă cât de credibilă este o teorie, nu este publicul larg, nici politicienii, nici biserica, ci ceilalți experți care sunt interesați de același adevăr și încearcă să-l înțeleagă. Și aceștia nu pot să greșească, ba da, pot să greșească. Dar este mult mai puțin probabil ca ei să greșească decât să greșească, publicul larg sau amatorul sau argumentul din autoritate. Deci aici sunt două probabilități. Probabilitatea adevărului în sine, plecând de la anumite dovezi care sunt incomplete, dar pe măsură ce aceste dovezi se înmulțesc, crește probabilitatea și scade probabilitatea ideii opuse și atunci poți să ai o credință în acest adevăr. Pe de altă parte, probabilitatea ca cineva să aibă dreptate sau să n-aibă dreptate. Și cine are sau cine nu are dreptate? Luați un exemplu. Biserica a cerut ca să fie investigată teoria heliocentrică științific și să se dea un răspuns științific. Dar cui a cerut biserica să investigeze? Inchiziției. Cât de calificată este inchiziția să dea un răspuns? Probabil că acei iezuiți care au investigat teza lui Galileo erau oameni foarte inteligenți și foarte învățați. Însă misiunea lor nu era aflarea adevărului, ci apărarea dogmelor bisericii. Ei erau un tip foarte inteligenți și și-au prezentat raportul în fața bisericii. În ce a costat raportul lor? Dacă oamenii vor accepta că universul este altfel decât îl arată biserica și Biblia și filozofii, atunci, peste numai câteva decenii, maxim 100 de ani, oamenii se vor gândi că societatea poate fi altfel decât spune tradiția, biserica, filozofii, părinții bisericii, adică începem cu mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui și terminăm cu revoluție socială.
Aici e problema. Orice revoluție științifică duce la revoluție socială. Heliocentrismul a dus la iluminism, la Revoluția franceză și la Revoluția americană. Darwinismul a dus la o anumită concepție, anume că omul nu este chiar atât de unic pe planeta noastră și nu este chiar destinul. Da? Omul este o specie care are o istorie, are o ascensiune și are, poate să aibă o extincție sau o decădere. Și ca tare, omul este o parte a naturii, a lumii animale. Și asta a însemnat, iarăși, o atitudine schimbată față de viață, față de natură, față de societate, care a creat o reacție foarte puternică de împotrivire, o vedem și în timpul nostru. În sfârșit, dacă mergem în timpul nostru și vedem, iarăși, există argumente foarte puternice că există viață în sistemul solar. Vorbeam de Cassini data trecută. Am citit între timp un articol scris de un doctorant din Paris cu o echipă de cercetători din Paris care arătau că metanul de pe Cassini în modul cel mai probabil are origine microbială și este foarte improbabil să aibă origine minerală. De fapt, nu poate avea origine minerală decât în cazul că există un fenomen necroscop care provoacă aceste emisii de metan. Deci, cu alte cuvinte, există microbi pe Cassini. Acum, gândiți-vă la revoluția pe care o provoacă această idee. Dintr-o dată, Pământul, așa cum am spus, deci dacă luăm așa puțin istoria, heliocentrismul a dat la o parte ideea excepționalismului bisericii, excepționalismului regelui. De la heliocentrism s-a ajuns repede la ideea că nu trebuie să existe ierarhii sociale, că nu trebuie să existe drept divin al regelui sau al nobilului, că biserica nu trebuie să ne învețe ce facem, că toți oamenii sunt egali, bărbatul egal cu femeia, pentru că acest univers ierarhic a fost demolat. Și într-o dată a apărut relativitatea galileană. Pământul se mișcă între alte planete, jurul unei stele, care și ea se mișcă prin galaxie. Nu există acea ierarhie a cerurilor, celor nouă ceruri. Și în situația aceasta te îndoiești și de ierarhiile sociale. Și așa a apărut secolul luminilor, Revoluția americană, Revoluția franceză. După aceea, revoluțiile din Europa și democrațiile moderne. Darwinismul, iarăși cum am spus, a explodat alt mit, cel al excepționalismului uman. Omul nu este coroana creației sau coroana evoluției, cum vreți să spuneți. Da, omul este deosebit, omul este într-adevăr vârful. Dar au fost multe vârfuri și multe căderi. Și crește tot mai mult probabilitatea că omul să dispară. Dacă, interesa foarte interesant, omul poate supraviețui numai dacă își recunoaște loc cu umilință locului în natură. Dacă ține nasul în sus și se consideră stăpân peste tot și poate să facă ce vrea, să distrugă ce vrea, omul va dispare. Dacă își recunoaște locul în natură, o parte a lumii animale, o specie între alte specii, omul va supraviețui și va prospera și va ajunge la stele. Dar numai atunci când va recunoaște că nu este ceea ce s-a pretins, adică nu este nici de cum coroana, nici a creației, nici a evoluției. Și acum dacă ajunge la noul punct în care e suficient să recunoaște că există microbi pe Enceladus sau că au existat microbi pe Marte sau încă există, sau că există microbi pe Venus, este suficient să detectăm prin analiză spectrală semne de viață pe o planetă care se vârte în jurul unei alte stele și asta va putea fi făcut în generația următoare de telescoape, atunci însemnează că Pământul nu este excepția în univers, noi nu suntem singura planetă cu viață în univers și probabil nu suntem singura planetă cu viață inteligentă din univers. Asta dintr-o dată schimbă concepțiile noastre. Amintiți-vă ce a spus Obama. Politica mea a fost bazată pe ideea că suntem doar un atom populat cu niște microorganisme într-un univers vast, cu multe lumi și multe alte microorganisme sau organisme. Așa suntem noi. Deci se face iarăși o revoluție aici. Și biserica în timpul lui Galileo a încercat să facă tot ce a putut ca să împiedice această schimbare socială. Sunt destule documente care arată că biserica sau mulți dintre matematicienii iezuiți
de la curtea papei, înclinau să dea dreptate lui Galileo și acceptau că teza lui este cel puțin validă. Dar erau conștienți, în mod foarte inteligent, zic eu, de consecințele pe care le va avea o astfel de teorie nouă care va răsuna cerul și atunci se va răsuna și pământul. Și au avut dreptate. Biserica vrea să protejeze sufletele oamenilor. Astăzi biserica și-a mai pierdut din putere. Ea are încă destul de putere. În opinia mea are încă prea multă putere politică, dar așa mi-a pierdut din putere. Dar și statul parohial face același lucru. Vrea să ne protejeze sufletele și vrea să acceptăm adevărul dintr-o sursă de autoritate. Și întotdeauna prima întrebare pe care ți-o pui este: dacă ai fi în timpul lui Galileo, nu te-ai întreba de ce Papa Urban al VIII-lea, în loc să apeleze la oamenii de știință ai timpului, la cea Republica Scrisorilor, protestanți sau catolici, ce contează? Acum uităm că suntem protestanți și catolici. Hai să ne adunăm aici să discutăm. Care sunt argumentele pro și contra heliocentrismului? Așa ar fost normal. Însă el a apelat la Inchiziție, adică la securitatea lui. Și Inchiziția nu era doar tortură și ars pe rug. Erau niște investigatori, era un birou de investigații, un fel de FBI. Erau foarte avansați în forensică și în psihologie și foarte, foarte versați. Știau să gândească. Însă misiunea lor nu era să afle adevărul, ci să protejeze puterea bisericii, autoritatea ei, doctrinele lor și să apere sufletele oamenilor de idei care ar putea duce la necredință sau ateism. Noi, acum, orice guvern încearcă să te împiedice să fii sceptic față de instituțiile guvernului și de ordinea socială care există. Așa că mass media, discursul politic, toate îți prezintă faptele în așa fel încât ca puterea să se protejeze, nu ca tu să afli adevărul. Și atunci, care este criteriul după care putem cunoaște adevărul? Hai să începem cu o întrebare incomodă. Vreau să mă refer la un exemplu concret. Cunoașteți acea teorie conspirativă. E o teorie conspirativă, nu e o teorie științifică, că virusul de COVID-2, da? Nu COVID-19, a scăpat din laboratorul de la Wuhan. Este foarte răspândită, foarte popularizată, este foarte mediatizată, dar hai să vedem dacă este, mă rog, nu adevăr definit, dacă este un adevăr probabil, da? Și prima întrebare pe care mi-o pun, deci, în mai președintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut comunității de intelligence, ce-o fie aia, mă rog, sunt mai multe organisme, nu-i așa? E foarte dezvoltată această comunitate. Dar, cum să spun, spionilor și contraspionilor și analiștilor de informații secrete și așa mai departe, din Statele Unite, să investigeze dacă a scăpat un virus din laboratorul din Wuhan. Mă întrebare pe care mi-o pun. Statele Unite are cea mai avansată știință din lume. Ce mai bun savanți există în America. De ce, la fel ca Urban al VIII-lea, președintele Statelor Unite, nu a întrebat oamenii de știință din America, ci își întreabă spionii și securiști, adică, mă rog, Urban al VIII-lea și-a consultat securitatea. Președintele Statelor Unite, într-o democrație, își consultă securitatea. De ce nu oamenii de știință? Pentru că oamenii de știință au dat deja răspunsul. Și răspunsul lor este foarte clar. Virusul a evoluat natural, da? Asta este opinia comunității științifice. Stai puțin că sunt unii care zic altfel. Dar aceștia nu reprezintă opinia comunității științifice. Și aș mai spune ceva. Luați, de exemplu, cele două reviste de vârf în știință sunt Science și Nature. De Science și Nature, să zic așa, sunt Kepler și Galileo, dacă vreți, sau Galileo și Descartes, mă rog, Descartes și Pascal, sunt vârfurile științei în timpul acesta, e Science și Nature. Da? În revista Science a apărut nu un articol, ci doar o scrisoare a 18 virologi care susțin că e totuși o suspiciune și ar trebui investigat dacă nu cumva a scăpat virusul de laborator. Bun, repet, este
de scrisoare, un e-mail, nici un articol. De ce nu au publicat un articol? Pentru simplu fapt că Science le-ar fi spus el și știi ce faci cu el. Nu veni la noi cu chestia asta. Nature a publicat în schimb un alt articol în care a spus clar că toate argumentele aduse de acești 18 inși și de alții din Europa, toate aceste argumente nu stau în picioare. Nu există nicio dovadă că virusul a scăpat din laborator și nu există nici măcar o probabilitate. Da? Bun, și atunci ce să credem? Însă este foarte mediatizat. Cine ne spun că a scăpat din laborator? Câțiva indivizi care nu reprezintă comunitatea științifică și care politizează știința, așa cum s-a spus la ultima sesiune a Organizației Mondiale a Sănătății, când s-a venit cu aceeași idee, voi politiza știința, lăsați-ne în pace. În al doilea rând, sunt tot felul de jurnaliști și internetul e prin titlul după titlul și bineînțeles sunt politicieni și e un război rece și într-un război rece cele două părți se acuză una pe alta, dar în mod sigur comunitatea de intelligence va oferi, așa cum i s-a oferit altui președinte arme de distrugere în masă, va oferi și acum cei ce cere armă biologică și așa mai departe. Însă, oamenii de știință spun, nu știm, poate, e posibil, dar foarte puțin probabil. Și ca atare nu ne mai pierdem timpul, am investigat științific, nu există nicio dovadă, nu ne mai pierdem timpul, da? Însă oamenii de știință ne spun și altceva. Ce ne spun oamenii de știință? Au fost două cazuri pe care mi le amintesc prin anii 90. Se descoperise echipele un virus care provoca o formă de leucemie și cancer de prostată și erau oameni foarte optimiști, acum găsim un vaccin și scăpăm de chestiile astea. Numai că un grup de savanți au arătat cu o hârtie foarte bine documentată și gândiți-vă, anul 90 încă nu existau aceste instrumente de analiză genetică ca acum. Trebuie să de analiză genetică. Că virusul acesta, de fapt, nu are nicio legătură nici cu cancerul de prostată, nici cu leucemia, ci este un virus făcut în laborator care a fost injectat într-un șoarece, a cărui sistem imunitar a fost suprimat și a scăpat din laborator și asta este o lecție pentru viitor, să nu se mai întâmple și nu e nicio catastrofă geopolitică pentru asta și cu asta s-a risipit mitul acelui virus care provoacă leucemie sau prostată. Deci, ce au făcut aceștia? Au publicat lucrarea, au făcut o lucrare de cercetare și au publicat-o într-o revistă științifică cu argumente legate de argumente filogenetice, argumente de evoluția genomului. În China, 2002, când era SARS, cred că 2002 a fost SARS, nu? Când era SARS, COVID-2, virolog, savanta și nu mai știu nume chinezesc, al doilea am spusit, o persoană foarte importantă în virologia chineză a suspectat că virusul de COVID-2 a scăpat din laboratorul din Wuhan. Și a făcut o analiză genetică să vadă dacă există o filiație și a descoperit că nu există. În schimb, i-a avertizat lumea și avertizmentul a fost foarte pertinent. Anume, chinezii construiesc multă infrastructură și intră mereu în zone sălbatice cu populații mari de liliac. Liliacul are un sistem imunitar foarte puternic, mai ales că e vorba de boli pulmonare. E un mamifer care zboară și are nevoie de plămân puternic și plămânul mamiferului nu sunt atât de bine adaptați la zbor ca cele a unei păsări și ca tare orice boală de plămân poate să însemneze foame și moarte pentru liliac. Asta înseamnă că liliacii vor fi foarte, foarte rezistenți la virus care atacă sistemul respirator. Și i-a spus faptul că construim o infrastructură și intrăm în aceste zone sălbatice va face ca să apară noi variante de SARS, de COVID și a apărut deja, da? Dar este și o altă problemă. Toate bolile, toate plăgile care au picat pe capul nostru, toate pandemiile din ultimii ani, AIDS, Ebola, MERS, SARS, COVID, toate aceste 5 pandemii și doar începutul durerilor, toate au venit de la animale. Și la toate au fost teorii conspirative. KGB a venit primii care au dat ideea unui savant german că
virusul COVID, virusul de AIDS a fost făcut în laborator ca să omoare pe negri și pe homosexuali. Pe urmă, aceeași teorie a fost despre virusul de Ebola și despre MERS. Cei din Orientul Mijlociu au spus că l-au făcut vestul ca să omoare pe musulmani. Apoi SARS, chinezii au spus primii că CIA-ul l-a făcut ca să omoare pe ei și așa mai departe. Și după aceea au spus americanii că chinezii l-au făcut ca să răspândească lumea. Dar, de fapt, toate reflectă ceea ce a spus omul să crede stăpânul planetei și nu este. Omul merge atât de departe în credința lui că este stăpânul planetei, că cere semenilor lui să plătească chirie ca să locuiască pe această planetă. Oamenii sunt singurele persoane care trebuie să plătească ca să locuiască pe planeta pe care s-a născut, ceea ce este absurd. Ne arată cât de absurd este sistemul, cât de mare este lăcomia omului. Și omul intră în zone populate de animale sălbatice și acestea sunt foarte rezistente la infecții la care omul nu este rezistent și asemenea pandemii vor continua să apară și toate vor veni de la animale, pentru că nu ne cunoaștem locul în natură, ținem nasul prea sus, ne mulțim ca șobolanii, consumăm ca porcii și gândim la fel de puțin ca niște reptile și asta este rezultatul. Bun, și atunci, mergând mai departe, ce trebuie să știm? În primul rând, aș vrea să spun că, indiferent dacă e vorba de știință sau alte lucruri, adevărul nu se află la televizor. De fapt, aș spune că dacă cineva se uită în fiecare zi la televizor, două sau trei ore, persoana aceea e spălată la creier, chiar dacă unele lucruri care le aude sunt adevărate, și probabil multe sunt adevărate, tot spălată la creier este. Televizorul este o mașină de spălat la creier. Al doilea rând, trebuie să înțelegem că jurnalismul din timpul nostru nu mai este jurnalism. Jurnaliștii își iau faptele de pe internet. În al treilea rând, argumentele circumstanțiale nu sunt argumente. CIA-ul spunea că are argumente circumstanțiale că Trump a lucrat împreună cu Putin pentru alegerile din 2016. Când am auzit că au argumente circumstanțiale, am știut că nu au argumente. Orice teorie conspirativă are argumente circumstanțiale, dar și Trump a avut argumente circumstanțiale când s-au frat alegerile și democrații au avut argumente circumstanțiale că Trump a frat alegerile și Trump a avut argumente circumstanțiale că Obama s-a născut în Kenya și așa mai departe și oamenii au argumente circumstanțiale că omul nu a fost pe lună și argumente circumstanțiale că 11 septembrie a fost o explozie din interiorul clădirii și foarte multe alte argumente circumstanțiale bazate pe fapte reale, dar care sunt aranjate ca piesele de domino. Și oamenii ascultă toate aceste argumente circumstanțiale, sunt foarte multe, n-ai timp să le asculți pe toate. Când asculți, sunt argumente circumstanțiale că pământul e plat, argumente circumstanțiale că eventual este în centrul universului, dacă nu e plat. Și dacă stai să le asculți pe toate, n-ai timp. Și cineva va spune, n-ai mintea deschisă, nu le asculți. Nu le ascult, pentru că n-am timp să ascult toate aceste argumente circumstanțiale. Păi să spun, uite, concret s-a întâmplat acolo, la NASA, nu știu ce, nu mă interesează de ce. Fiindcă nu ai argumente substanțiale. Mă interesează argumentele substanțiale. Asta este o problemă. Când cineva vine cu argumente circumstanțiale, este o pierdere de timp să-l asculți. De fapt, toate comentariile talk show la televiziune sau la radio aduc doar argumente circumstanțiale. Pe Facebook, pe Twitter, pe site-uri pe internet, toate sunt argumente circumstanțiale, foarte puțin fapt. Și, în sfârșit, ceva foarte important. Ca să înțelegem problema cu virusul COVID, trebuie să înțelegem teoria evoluției. Nu suntem virologi, dar legile evoluției sunt universale. Aceleași legi guvernează evoluția virusului ca și a omului. Așa că trebuie să înțelegi evoluția ca să înțelegi ce e cu acest virus. Și de asemenea trebuie să înțelegi cum lucrează știința sau cum lucrează un laborator, cum să scrii un articol științific. Asta trebuie să știm cu toții pentru a nu fi mințiți. Plecând de la științele naturii, la științele sociale, este aceeași problemă. Există criterii pe care trebuie să le cunoaștem. De ce trebuie să le cunoaștem? Pentru că altfel, ori cădem în nihilismul total, ori apelăm la argumentul din autoritate. Astăzi am citit că sunt 56% să plouă și n-a plouat. Bun, deci aia nu știu ce vorbesc, nu. Argumentul lor a fost bazat pe o anumită credință. Și în ce costă credința? Această credință e bazată pe faptul că la data aceasta, în 56% din cazuri,
în ultimii nu știu câte decenii, de când au ei arhiva, când au fost aceleași condiții de temperatură și presiune și vânt, pe aceeași dată a plouat. Și mi se pare că credința implică o probabilitate de 56% sau 51%, nu mai știu cât era, că va ploua. Era corectă, dar n-a plouat și asta este tot. N-a spus că plouă 100%. La fel, studiind istoria temperaturii planetei pe baza rapoartelor marinii britanice încă din secolul XIX, observ că există o tendință de încălzire globală. Poți vedea graficul. De asemenea, vezi că aceasta se accelerează pe măsura industrializării și a mulțimii fermelor de animale și poți vedea graficul, poți vedea cifrele. Există și o explicație fizică și e ușor de înțeles. Și ce înseamnă asta? Că știm ce va fi în viitor? Nu. Nu știm sigur dacă va fi sau nu o catastrofă ecologică din cauza încălzirii globale. Nu știm. S-ar putea ca clima să se răcească dintr-un motiv pe care nu îl înțelegem astăzi. Și oamenii spun, ok, dacă nu știm, însemnează că nu este așa. Când voi avea argumentul final, voi crede. Dar argumentul final nu va veni niciodată. Adevărul este că probabilitatea de a ne lovi de o catastrofă ecologică în viitorul previzibil este foarte mare. Și poate să nu fie așa, dar este mare. Însă, pentru cineva care află că doar o probabilitate, însemnează minciună. Și dacă cumva savanții meteorologi au încercat să, și ecologiștii au încercat să influențeze opinia publică, apelând la puțină manipulare, cum a făcut și Galileo la timpul lui de altfel, trebuie să recunoaștem, însemnează că este minciună. Dar faptul că nu au fost cinstiți nu însemnează că au mințit când au vorbit despre încălzirea globală. Acesta este un fapt. Așadar, ne confruntăm cu adevăruri probabile care ne cer o anumită credință. Și credința aceasta nu este un fel de cred că este absurd, ci cred că este probabil. Și sunt alte scenarii foarte improbabile, care sunt acceptate pentru că este mass media, pentru că este postul de emisiune care îi acordă credibilitate, pentru că este partidul politic în care cred, pentru că e biserica mea, e religia mea, credința mea spune așa. Și problema este că avem nevoie de certitudini și trebuie să ne învățăm să trăim fără certitudini definitive, doar cu probabilități și credință bazată pe probabilități. Adică trebuie să fim buni jucători. Trebuie să jucăm poker. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!